La știrile Bucovina TV, alături de noi se află Mihai. Bine ai venit, Mihai! Bine te-am regăsit, Oana! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Am sentimentul că special îmi faci lucrul acesta. Bucuria asta mă lași pe mine. M-am prins! Ca să mă... Să dau și eu din coadă. Nu se vede coada aia la spate, dar... Am văzut că îți place... Lasă pe om cu bucuria lui. Exact, așa învață și unii oameni că până la înălțare se spune Hristos a înviat. Și să nu le fie rușine, exact, să spună dacă simt povestea asta, dacă nu simt povestea asta, la fel să nu... Nu e obligatoriu, e o chestie care vine din credința noastră. Eu cam cu cine să împărtășesc, știi? Da, apropo de împărtășit, acum și împărtășitul ăsta e pe mai multe culoare, știi? Am văzut că în ultima vreme împărtășim nervi, așa, dacă pot să spun așa, unii participanți la trafic, sunt foarte nervoși, foarte nervoși. Toți sunt nervoși. Uite și azi când veneam, așa, mă claxona un domn cu un taxi, că am văzut că era galben, știi? Foarte insistent și foarte nervos, dar aveam două mașini în față, adică n-aveam cum să sar în intersecție. Da, el era nervos. Da, să știi că nu... Se justifică nervește în trafic? Adică probabil că se justifică. Rezolvi ceva? Să știi că dacă vei încerca, și rog și pe telespectatori să facă exercițiul ăsta, încercați într-o zi, când aveți puterea, când aveți răbdarea necesară, să plecați de acasă hotărât. Vorbesc foarte serios, hotărât că orice s-ar întâmpla, veți zâmbi. Karma, da, te urmărește. Vorbesc foarte serios. Eu așa te urmărește. Plec, adică... Știi, relaxat, ai să vezi că în momentul ăla când tu te duci să demonstrezi celorlalți participați la trafic că ești un specimen excepțional, nu se întâmplă minuni. Așa, vorbim nu pe plan local Suceava de... Ce? Incidentul de la finele săptămânii. Da. Cu băiatul ăla care a blocat bulevardul, nu? Așa, dar eu n-am înțeles atitudinea lui, că bănuiesc că omul din spate l-a claxonat. L-a claxonat. S-au mai fi spus vreo două cuvinte. Că s-a oprit să lase o doamnă, da? Chiar n-a încurcat traficul mult, n-a stat omul mult. Unii zic că da, unii zic că nu, unii zic că trebuia, unii zic că nu trebuia, nici nu are relevanță. Cert e că este din punct de vedere legal, omul nu avea ce să oprească acolo. Cert este, și ajungem, Oana, hai să râzi, ajungem la ce am mai discutat noi aici. O poveste extraordinară. Povestea aia cu îmi pare rău, îmi cer scuze. Nu știm, mă, noi ca șoferi, inclusiv eu, că și eu sunt câteodată meltean, trebuie să recunosc treaba asta, mă, nu știm să spunem îmi pare rău și îmi cer scuze. Doi, nu știm să spunem mulțumesc. Mulțumesc, Oana, se face, Oana, este un buton cu un la bord fiecare mașină, cu un buton roșu, un triunghi roșu. Apeși pe la 1, 2, calculezi. Ăla te-l folosești când blochezi alte 3 mașini ca să stai un pic să cumperi ceva la farmacie. E pusul pe avarii. Celebru pui pe avarii, că lumea știe. Ăla se cheamă și mulțumesc. Ăla se cheamă, la noi la Suceava, omul ăla care a blocat așa, n-a pus nici bavarii înainte să facă, să săvârșească contravenția, nici n-a mulțumit după, înțelegi? E, și atunci e și normal că ai sentimentul, Oana, și vorbim foarte serios, eu fiind, mă pun în postura cealaltă. Bă, mi s-a luat un drept, eu trebuia să mă duc, ăsta m-a blocat, eu aștept, bă, nici măcar să rămână. Păi nici măcar nu-mi mulțumesc, Oana, nu merită pentru toată treaba asta. Și aici greșim noi. De-aia ți-am spus, aici greșim. Că din momentul ăla care, dacă tu nu spui mulțumesc, la gura mea știi ce e? Cu plăcere. S-ar putea la cu plăcere să se transforme în cu totul altă discuție. Domnul respectiv a oprit, a lăsat o doamnă, a fost claxonat din spate de o altă mașină, pentru cei care nu știu. Și a tras mașina așa de a curmezi și în mijlocul drumului. Așa, a deci coborât cu un obiect contundent. Așa. Care a încercat să... Nu știu de ce. Eu n-am. Tu ai în mașină de astea? Eu n-am. Adică, de ce ai ține în mașină de astea? De ce ești pregătit, nu? O întrebare foarte bună, de Oana. Ce ai ține în mașină? Pentru că știi ce faci. Pentru că știi că îți va trebui. Deci știi care sunt așteptările tale de la tine, am nu? Am avut discuția asta cu o doamnă în această dimineață, apropo, și am spus, domnule, pe lângă toate poveștile legale care se pot pune acolo, de ce a oprit așa, în fine, nu mai are relevanță, că doamna tot insista, domnule, n-a omorât pe nimeni, perfect, lăsați, urma să mai și omoare pe cineva și se întâmpla... Bun, noi n-am mai văzut ce s-a întâmplat... Doamna, și-am întrebat-o pe doamna respectivă. Eu zic, doamnă, știți de ce eu n-am ruj în poșetă la mine? Da, în poșetă. De ce? Că nu mă dau cu ruj. Așa. Că se mă iete domnii care se dau cu ruj. Eu nu mă dau cu ruj, deci nu din care... De-aia n-am ruj la mine. Da, el avea chestia aia. Pentru că o folosea Oana. Și n-a folosit-o ca să se apere, că te gândești, bă, îmi pun aici că nu se știe, la cum e cartier din Colombia, e aici la noi în Suceava. Nu, el a folosit-o ca să ataci. Aici o chestie foarte importantă. O chestie foarte importantă și înseamnă extrem de mult.
De-aia lucrurile sunt grave, din punctul meu de vedere. S-ar putea ca legiuitorul să zică, adică legiuitorul instanța, procurorii, să spună că s-a autosesizat poliția. Poliția i-a luat permisul pentru 90 de zile. Așa. Nu știu dacă și dosar penal. Cred că numai amenzi contravenționale i-au dat, dar în momentul ăla când pui mâna pe o chestie care rupe și ridici, nu ridici ca să îi vezi albul ochilor. Așa, și mai avem un caz, nu știu dacă e bine spus, similar. Ba da. Un domn procuror. E similar din multe puncte de vedere. Pe sistemul... Domnul Horodnicianu. Știți, da? Știți cine sunt eu? Scuze, tot tușesc. De emoție, de plăcere. Sunt un caz, Oana, care ar trebui să dea de gândit tuturor. În ce sens? Dom'le, lucrurile astea se întâmplă pe stradă. Toți polițiștii au body cam, se cheamă. Cameră de corp. Așa i-a înzestrat poliția, ei trebuie să folosească acest bodycam, e folosit și ca dovadă a ceea ce s-a întâmplat și, Doamne ferește, îl apără și pe polițist în caz că se întâmplă ceva, te acuză respectivul șofer că mi-a cerut bani, nu mi-a cerut... Nu e cuvântul meu împotriva cuvântului tău, uite ce asta s-a întâmplat. Domnul Horodnicianu sare la muzică, cum se spune. Bă, depășește, ce face domnul Horodnicianu? Altă poveste, depășește mașina de poliție care mergea, Iisus mergeau cu 70 pe oră, o depășește. Aștia dau drumul la girofarul, că avea deja în localitate, dacă polițiștii aveau 70, cât avea ăla care depășea? N-are relevanță. Acum intrăm într-o zonă de discuție, iarăși, la ce folosea, unde e rujul, nu e rujul. Problema era de felul în care tu te manifesti într-un spațiu public știind că este posibil, mai mult ca sigur, să fii filmat. De ce să faci chestia asta? De ce să duci toată povestea într-o zonă, cum a făcut-o și suceveanul nostru, da? Bă, n-ai știut să spui mulțumesc. N-ai știut să spui îmi pare rău. Dar ești la bataie în mijlocul zilei, la ora 2 se întâmplă cu ceva în nostru treaba asta. Bă, pe bulevardul principal, nu la umbră, nu într-un spatele unui bloc și acolo, pe și acolo sunt camere. Pe unde se face coadă în weekend la și nu numai așa, da. La un sens giratoriu, înainte de între sensul giratoriu din centru, de la blocul Union, dacă știi așa, luna, da. Până la asta, bibliotecă, la semaforul de la bibliotecă, la biserica Trei Clopote. N-ai cum să... Acolo sunt camere de la vedere, era, cum zic eu, n-ai cum să scapi. Bun, toți, dar dacă ajungem să ne purtăm frumos și așa cum trebuie din cauza camerelor, e bine că poate învățăm, știi? Poate învățăm așa. Dar eu cred că ar trebui să... Oana, e foarte complicat. Bine, nu suntem toți la fel. Clar trebuie să existe și în orice pădure niște uscători. Povestea asta cum îmi cer scuze... Se termina și cu suceveanul nostru, exact. Dacă ridicam, dădea geamul jos și ridicam mâna, bă, să rămână, bă, mulțumesc, atât trebuia să fac, să dea, că dori cu click, nu mai e cu rotisor din ăla. E complicat, nu? Toată lumea are cu click. Bă, scoți, dai geamul jos, scoți mâna, bă, să rămână, atât, bă, atât a făcea, uite așa, să ia mâna și spunea, bă, să aducă asta ca să vedem, bă, mersi, bine, trebuia să scoată stângă. Și plecam mai departe, la fel și domnul procuror, îmi cer scuze, bă, să termina povestea. Păi ți spuneau, bă, că și polițiștii spuneau la un moment dat, noi v-am oprit ca să vă avertizăm că rulați cu viteză mare, să aveți grijă să nu dăm drumul la radar. Deci, și asta la fel se întâmpla, dar nu, totul se escaladează din cauza de că nu știm să spunem bună ziua, la revedere, îmi cer scuze și mulțumesc. Asta este marea noastră problemă și o spun că cred că am mers direct la, păi era atât de simplu, îmi cer scuze, hai continuați, oameni, da, știu. Că și la domnul Horodnicianu s-a întâmplat la fel. Azi că știi noi cine sunt. A, dacă tu escaladezi conflictul, ce mă dau și eu din mașină și țară cine sunt. Nu știu. Vedeam cum se întâmplau lucrurile. Ei, arătau o poză, un profil, o față. E, nu conform cum a apărut omul, știi? Că sunt aia cu Darwin și cei cu religia. După Darwin, toți da. Suntem, ne tragem din aceeași poveste frumoasă care se cheamă cer cu Pitex sau cum e, cu babuin din Dumnezeu, știi? Oana. Încă o dată spun, și ce s-a întâmplat la Suceava cu băiatul care e din cauza de că nu știm să spunem îmi pare rău și mulțumesc. Dacă am ști să spunem treaba asta, știi cum cum să te ceri tu cu mine că nu-ți spun îmi cer scuze? Tu vii la mine, bă, îmi cer scuze. E momentul ăla, îmi cer scuze, știi, îmi pare rău, îmi cer scuze. Bă, și continui, bă. Să okay. Știi că pentru unii, mai ales okay. Pentru bărbați, e înjositor, așa cum să-ți ceri tu scuze, cum simplu. Să Oana, eu când greșesc, când greșești, cum să recunoști că ai greșit. Deci... Ce altă poveste. A. Aici, dar el știa. Suceveanul nostru clar știa. Da. Știa, da. S-a amizat pe da, ce spus și mai. Citit am lăsat o doamnă să coboare da. Trecerea de pietoni. Cum de altfel ai făcut și tu remarca asta vreo 3 ori că te-am urmărit astăzi, așa? A lăsat o doamnă să coboare, adică bă, a fost un gentleman. Nu, el n-a fost un gentleman.
El a fost un gentleman pentru doamna aia. Pentru noi ceilalți a fost un om care a oprit traficul pentru că așa a vrut el. Nici măcar pentru doamna, dacă vorbim despre gentleman, că ieși, nu blochezi pe nimeni. Nu mai, n-am vrut să intru în detalii, că iar mă acuză doamna de după aceste arta războiului, că știi? Că, nu e. Doamna Lavinia, doamnelor, Oana Lavinia și Andrada. Să știi că poate te crede cineva că nu spune asta cu personalități multiple. Da, da, spui doamnelor, așa văd cum mă multiplic, da, știi? Uneori chiar mi-aș dori, aș avea nevoie. Sunt nume pe buletinul tău? Da, da. Sunt? Da, că ăștia săracii de la Săcălăi, păi le pălesesc Suceava. Nu, ăștia n-au fost, când încep să... Te-ai zis acolo? Alții au suferit. Alții au suferit, da. Ei, povestea e simplă. Dacă noi am înțelege, să spunem, îmi cer scuze și mulțumesc, mă, ok, nu era de cerut scuze, cazul Sucevei, da? Nu era de cerut scuze. Dar putea să scoată mâna pe geam, spune, bă, gata, am înțeles, mă. Uite niște ne-gentlemen în spatele meu, da? Uite niște țărani. Poți să zic țărani, să poate folosi cuvântul țărani? Bă, niște în mod operativ. La mod operativ. Da, da, niște țărani la volane. Bine, bă, gama, aveți dreptul. Băi, mulțumesc, băi, meltenilor, ca să zic era așa. Da, acum dau din casă. Eram cu copilul meu cel mare, el conducea. Tata lui în dreapta frumos, da? Ai, și noi fetele pe bancheta de spate, da. Și la un moment dat în zona Fălticene, acolo l-a depășit o mașină nervoasă, rău, și a și claxonat la modul... Hai, bă, ce faci, bă? Copilul a întrebat, ce-am greșit? Adică am făcut ceva greșit? Și noi am zis, nu, poate ți-am mulțumit. Iau că ți-am mulțumit. Și el a zis, nu suna mulțumit, dar... Da, și claxonul ăsta, e clic-clic, e de mulțumit și ăla, e de net. Spune că ți-am mulțumit pentru tine. Tonalități. Păi exact, exact. Deci, din tonalitate, dintr-un îți mulțumesc, dintr-un îmi pare rău, se pot evita situații... Crede-mă pe cuvântul, Ana, vorbesc foarte serios. Nu neplăcute neapărat. Îți dă-ți o stare de bine, spui, îmi cer, mulțumesc frumos. Poți să-i spui și așa, bă, mulțumesc frumos! Dacă te simți așa, nu cred că să pe sistemul Rammstein merge. Sună mulțumesc frumos, nu? Mulțumesc frumos! Hei, îți mulțumesc! Adică sunt și de ăștia care îți mulțumesc. Sunt și de ăștia, da. Păi și nu te poți supăra nici pe el. Uite, ți-a zis mulțumesc frumos. Hă? Mai vrei ceva? Nu! Atât mai trebuie! Atât am mulțumit ăsta frumos. E o problemă foarte gravă cu noi. Supărările din cursul zilei. Mergem la muncă, venim de la muncă. Le descărcăm pe cel care... Refulăm și defulăm. Are neșansa să fie la momentul... Exact, pentru că ai sentimentul că ți-a făcut ție ceva. Pe tine. Ție ți-a luat un drept. Dreptul de a merge tot înainte. Da, dar ai și niște îndatoriri pe lângă drepturi. Da, de aia spun. Cum un mulțumesc și un pare rău rezolvă, crede-mă, 99% din problemele. Eu îți mulțumesc pentru prezență, că nu știu ce obiecte contundente țin acolo. E regie. Sunt nervos că m-ai pus să vorbesc atât de tușesc ca 4 ore. Nu pot să mă supăr pe tine. Și nici pe celelalte două doamne atât de drăguțe care se lășluiesc în aceeași ființă minunată care sunteți dumneavoastră, doamna Andrada Lavinia. Noi toate trei apreciem. Ne vedem mâine la Bucovina TV. Mulțumesc pentru prezență.